de referință și de inspirație pentru serviciul de închinare în această dimineață. Avem capitolul 1 din Cartea Daniel, în traducerea Cornilescu, în pagina 857. Cuvântul Domnului vorbește astfel. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa biseriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenască, petenia famelor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul din care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, pe care să-i aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda, Daniel, Anania, Mișael și Azaria. Căpetenia famelor dregători le-a pus însă alte nume, și anume lui Daniel le-a pus numele Belteșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și-a rugat pe căpetenia famelor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famelor dregători. Căpetenia famelor dregători, famelor, a zis lui Daniel, mă tem numai de Domnul meu împăratul care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorul căruia încredințase căpetenia famelor privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavatul și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la acelor la tineri care mănâncă din bucatele împăratului să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta, i-a încercat 10 zile, după cele 10 zile erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavatul. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrie și înțelepciune, mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. La vremea sorocită de împărat, ca să-i aducă la el, căpetenia famelor i-a adus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar dintre toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Așa a dus-o Daniel până în anul din tâi al împăratului Cir. Până aici cuvântul Domnului. Fiți binecuvântați și fiți-o binecuvântat. Amin. Este salutul pe care doresc să-l aduc de fiecare dată în comunitățile Sfinților din România și de oriunde. Lucrurile mă pun în legătură cu frații, pentru că am zis așa, nu e suficient să dorim să fim binecuvântați dacă nu suntem la rândul nostru o binecuvântare pentru alții. Asta înseamnă, efectiv, irosirea binecuvântării lui Dumnezeu. Fratele Daniel a uitat să spună ce important este satul de unde suntem noi. Anul acesta împlinește peste 750 de ani de atestare documentară, cu 7 mai puțin decât orașul Șimleu Silvaniei, care l-a înghițit. Deci a încercat să-i fure identitatea. Sublinez acest termen, identitate, ca să ne vom întâlni cu el, făcându-l doar un cartier simplu. Dar printr-un joc foarte interesant, satul n-a fost împărțit pe străzi. Și se numește strada Cehei. Nu știți probabil încă un lucru, probabil nici fratele Daniel s-a gândit că anul viitor, biserica noastră de acolo împlinește 100 de ani de existență, dragilor.
Și sunt multe biserici de sat în România care împlinesc 100 de ani. Ceea ce mă bucură că n-au pățit ca bisericile din Asia Mică. N-au dispărut sub influențe de un fel sau de altul, ci rămâne încă vie. Nu doar prin noi cei ce am plecat de acolo, ci prin cei ce au ales să rămână și să slujească pe Domnul acolo, în locul unde sunt. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră astăzi și să vă spun că mi-am dorit de mult și vizita aici și datorează unei invitații speciale, permanente, făcute de fratele Ciprian Mețac. Ne-am întâlnit de multe ori și n-am drăguț să vă spună direct și am simțit eu că o dorește, l-am sunat pe fratele Daniel și bucuria noastră este că am căzut de acord că astăzi să fiu dăruit dumneavoastră pentru un timp ca să ne bucurăm în cuvântul Domnului. Dragilor, ceea ce doresc eu astăzi, știu că ați făcut un studiu pe Daniel, n-am avut nicio înțelegere pe... sau așa... așa mă înțeles de la fratele Ciprian că ați predicat din Daniel, dar cu siguranță nu ați auzit ceea ce vreau să vă spun eu. Nu am să vă predic o altă evanghelie. Perspectiva pe care o duc astăzi în fața noastră se numește criza de identitate. Și încercați să identificați dumneavoastră în text ce înseamnă criză în acest context, ce înseamnă identitatea în acest context. Și apoi, al doilea subtitlu sau titlu este valuta forte a împărăției lui Dumnezeu. Vă gândiți la aceste două concepte și în permanență voi face referire la ele. Criza. În prima parte, din versetul 2, spune că Domnul a dat în mâinile lui Nebucadnezar și să vedem ce. Pe împărat. Ce criză înseamnă? Criză națională. Și-au pierdut identitatea națională. 2. A dat vasele din casa lui Dumnezeu, care au fost duse în visteria lui Marduk, zeul Babilonului. Criza religioasă. 3. A dat o mulțime de lume, dintre care câțiva dintre tinerii de acolo sunt puși pe nume, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, sunt puși pe nume, dar mai sunt o mulțime, tineri fără cusur, din vise boierească, așa și cu o mulțime de calități, ca și cele pe care Dumnezeu le-a spus totdeauna când a zis veți fi cap, sau copiii voștri vor fi cap și nu coadă. Și uitați-vă ce se întâmplă aici. Dintr-o dată, și m-am tulburat în Duhul meu, Doamne, ai că l-ai dat pe împărat, zic, așa e trebuie, că văzut unul dintre cei mai răi împărați. Ai dat vasele din casa ta, Doamne, nu te-ai gândit ce vor zice împărățiile lumea aceea, că s-a dus slava Dumnezeului Israel. Și am primit răspuns și spuneau și vreau să mai încolo. Doamne, ai dat o mulțime de oameni nevinovați. I-ai pus la un test al încercării extraordinare. Și urmăresc ce se întâmplă acolo. Îi tunde, nu scrie text, îi îmbracă în alte haine și le schimbă numele. No? Gata cu voi. De aici înainte învățați limba haldeilor, obiceiurile haldeilor și uitați de unde veniți. Criza personală. Deci criza națională, religioasă și individuală. Practic pot să spun că e o criză de sistem. Potrivit prorocii lui Eremia, vă veți duce rău. Nu, zice, nu se poate, că nouă ne spun prorocii ăștia altceva, că vom fi duritori. Vă veți duce, dar vă veți întoarce. Acum suntem în momentul în care sunt duși, și nu-i primul, că mai urmează două valuri în care ei sunt duși. Dar ăsta e foarte important. M-am gândit la un moment dat, Doamne, zic, vasele tale erau din aur, din aramă, din ce erau ele, din argint. Dar erau prețioase, pentru că erau ale tale. A, zice Domnul și mi-a spus, du-te în Isaia, du-te în împărat, du-te acolo unde scrie despre fudulia lui Ezechia. Unul din împărații lui Iuda a fost binecuvântat cu 15 ani de viață când era gata să moară. În cei 15 ani a făcut un copil, pe nume Manase, unul dintre cei mai răi împărați al lui Iuda, care a sfârșit cu vieții și a revenit într-un fel, s-a căit, așa s-a pocăit și i s-a dat din nou tronul. Dar a făcut un lucru extraordinar. După ce la un moment dat Ierusalimul era împresurat de cine? De armatele lui Nebucadnețar, așa că el bate joc de Dumnezeul lui Israel. Dumnezeu rezolvă problema.
este chiar altul merit. Dar un pic mai încolo, i se face o vizită diplomatică lui Ezechia, încercând să-l atragă în contextul unor combinații politice și militare extraordinare pentru a cuceri spațiul respectiv în sfera de influență a Haldei. Și Ezechia îi întâmpină extraordinar de galant și le arată tot. La întrebarea lui Ezechia, ce nu le-a arătat? Dar am arătat tot. Și în momentul acela m-am gândit, Doamne, acum am înțeles. Orice lucru făcut de mâna omenească, închinație, în momentul când omul își arogă merite, s-au devalizat. Nu mai au nicio valoare. Pentru că acolo unde a pus omul mâna peste mâna Domnului, încercând să-L înlocuiască pe Dumnezeu, lucrurile nu mai au nicio valoare, doar valoarea de întrebuințare uzuală. Și m-am gândit, Doamne, ceva nu-i în regulă. Tu ai pierdut, în ghilimele, vasele, dar ceva tot a rămas. Zice, uită-te la tinerea aceea de viță nobilă. Uită-te la ei și să vezi ce o să se întâmple în continuare. Și asta vreau să vă uitați. Criza de identitate a lovit pe niște tineri plăpânți care nu aveau peste 17 ani. Nu se spune, între 14 și 17 ani. Câți dintre cei de aici sunteți sub 17 ani? Mâna sus. Da, uitați-vă la ei. Mulțumesc. Și gândiți-vă că ar ajunge într-un context ca la Doamne ferește. Domnul a dat în mâinile Nebucadnețar pe împărat, a dat vasele și i-a dat pe acești oameni. Și acum să vedem ce au făcut acești oameni. Daniel a hotărât. Versetul 9, parcă. Da? Să nu se spurce, puneți versetul pe ecran. Să nu se spurce cu bucatele alese de la masa împăratului și cu vinul pe care bea el. Acum vă întreb, credeți că împăratul mânca spurcăciuni? Atunci unde-i conotația spurcăciunii, dragilor? Gândiți-vă bine la următorul lucru. Toată împărăția era sub dominația și influența religioasă a lui Marduk, Dumnezeul Babilonului. Toate lucrurile care le mânca împăratul și toate mâncărurile erau trecute pe la altarul lui Marduk. Singurul lucru care nu trecea pe acolo erau apa și zarzavaturile. Lui Marduk nu-i plăceau zarzavaturile. Acum să nu vă imaginați că evreii erau vegetarieni. Ce acum? Nu mâncă eu anumit tip de carne, dar vegetarieni n-au fost niciodată. Și totuși ăsta e testul credincioșiei lor. Lasă-ne cât 10 zile. Ce înseamnă 10 zile, dragilor? Dumnezeu face minuni în 10 zile, dar în felul ăla poate să se vadă un tratament ca acesta în sens benefic în care mănânci zarzavatul și bei apă? Nu știu, n-am încercat. Vă mărturisesc cinstit. Dar ce mă întărește pe mine în Duhul meu este curajul acestor tineri de a-L pune pe Dumnezeu la încercare pe o problemă aparent măruntă și pe un timp foarte scurt. Dar înainte de asta, Domnul face ca Daniel să capete trecere cu privire la cererea pe care urma să o facă. Versetul 9. Deci, avem de 3 ori mâna Domnului și odată vocea lui. Domnul a dat, Daniel a hotărât, Domnul a făcut și acum urmează, după trecerea textului respectiv, Domnul a făcut ca ei să capete trecere și Domnul le-a dat înțelepciune în toate 3 ani. Asta era colegiul. Școala pe care ei trebuiau să urmeze ca să învețe limba, obiceiurile și tot ce trebuia să știe pentru a putea fi funcționat public în împărăția respectivă. Și era o împărăție cu foarte multe pretenții, foarte sofisticată și aplicată la lucruri de detalii. Era bine, foarte bine organizată. Nu intru în detalii, poate altă dată fratele Daniel vă va spune mai multe sau veți citi dumneavoastră din istorie, că cu siguranță se găsesc informații despre acest lucru. 10 zile, testul credincioșiei lor este trecut. După trecerea timpului, împăratul îi cheamă la examenul de bacalaureat. Așa i-am zis eu. Suntem în contextul unei școli. Unei școli fără Dumnezeu. Sau mai precis, unei școli în care stăpânul
spiritual era un zeu care era cu înveșunare împotriva Dumnezeului lui Israel. Și se putea și lăuda. Vasele din casa Dumnezeului Jehova sunt la mine în misterie. Gata, eu sunt stăpânul lumii din punct de vedere al închinării. Încă nu s-a terminat. Acești tineri trec printr-o criză de identitate, își pierd numele, singurul a cărui nume rămâne până la sfârșitul cărții, pronunțat așa cum era el, era Daniel. Ceilalți, cum îi știți? Șadrac, Meșac și Abednego. Și eu mă știu de multe ori să le spun celelalte nume. În ordinea strictă. Pentru că și-au pierdut identitatea. Și mi-ar fi plăcut să am timp să vă întreb pe fiecare dintre cei ascultați aici, care este numele? Pentru că Iacov este întrebat, care este numele? Zice Iacov. Știți ce înseamnă? Înșelător. Nu te vei mai numi Iacov, te numi Israel. Ia uite cum Dumnezeu schimbă un nume și o identitate și dă o nouă identitate. Și aici am să fac o mică paranteză. Dacă vă uitați în Geneza 5, contextul pierderii identității este extraordinar de dramatic. Dumnezeu l-a făcut pe Adam, parte bărbătească și femeiască, după chipul și asemănarea lui. Și primul copil, după cei doi, așa, după Abel și pe Cain, Set este născut după chipul lui Adam. Ce chip avea Adam? Mai avea chipul identității lui Dumnezeu? Nu. Deci prima pierdere de identitate are loc în Eden. Pierzi chipul lui Hristos și alegi toată viața cu un chip mohorât, întristat, tot timpul cu ochii în pământ, îngrijorat, dacă mai ai ce mânca, mai ai ce mărga, nu cumva te urmărește cineva să-ți ia și ce ți-a mai rămas, sau nici măcar ce ai avut. Și dintr-o dată Dumnezeu găsim în tot Îngerea promisiunea răscumpărării. Și această răscumpărare este prezentă și promisiunea asta este și aici prezentă. Vă veți întoarce după ce veți face dovada plenară a credincioșiei voastre. Hai să vedem, dragilor, mai departe, că se mai întâmplă lucruri extraordinare. Bacalaureatul este luat de 10 ori mai deștepți găsiți decât, nu decât colegilor, decât toți înțelepții Babilonului, da? Iată, asta sună extraordinar. Iarăși fac o paranteză. Am spus frate Daniel, că vin dintr-o școală care se numește Universitatea Emanuel din Oradea. Nu știu dacă dumneavoastră știți câte școli creștine, licee sau universități sunt în România. Nu vă întreb, dumneavoastră vi le spun eu. Universitatea Emanuel din Oradea e singura universitate evanghelică, baptistă, din Europa. Nu știu dacă știți. Ați auzit. Nu ați avut de unde, dar așa. Nu știu dacă știți că la ultima evaluare a RACIS-ului am primit nivel ridicat de încredere. Adică suntem buni în contextul comparației cu celelalte universități. Ce are în plus școala? Avem o deviză. Identitate și integritate și excelență. Excelența au toate școlile sau se luptă după ele. Noi am adăugat înaintea excelenței, nu în locul ei, integritate. Caracterul moral. A ceea ce se face acolo. Și am să vă dau revin la faptul că copiii voștri vor fi cap și nu coadă, că avea o spaimă. Dacă mergem pe drumul ăsta Caranului, spre Caran, copiii noștri vor fi deja. Dacă ne uităm în Daniel, chiar asta. Pentru că părinților nu au fost credincioși. Dar trecem peste acest aspect. Nu-i de neglijat. Liceul Emanuel din Oradea, liceul baptist, este de an bun de zile primul pe județul Bihor la bacalaureat. Liceul Emanuel Goșdu, cu care îl confundă unii, a fost detronat anul ăsta pe locul 3. Pe locul 2 trecând liceul Pentecostal Betel. Iată, dragilor, două școli evanghelice au detronat dintr-o dată, motiv de mare invidie și supărare în contextul învățământului românesc, bihorean și nu numai, mai ales că liceul Emanuel din Oradea a trecut pe locul 5 pe țară. Liceul Emanuel din Oradea este pe loc, din Cluj este pe locul 3. A detronat o mulțime de alte licee de elită în Cluj. Liceul Baptist din Arad e, nu știu, pe locul 2 sau 3 în Arad. Și așa mai departe. Putem spune, dragilor, că avem o resursă a școlii extraordinară.
Copiii care învață acolo nu sunt deja, nu sunt codă, ci sunt frunte. Amin? Amin. Dragilor, ceea ce pot eu acum să vă fac, putem ne face, să ne mobilizăm la o rugăciune permanentă pentru copiii noștri și copiii copiilor noștri. Eu am nepoți, vreau copiii copiilor mei. Deja am intrat în categoria celor ce au nepoți și urmează să mă rog Domnul să-mi dea și strănepoți, să mă pot bucura de ei. Dragilor, urmează să înființeze în Cluj Universitatea Pentecostală. E o încercare dramatic de provocatoare pentru contextul românesc. Toată lumea se uită acum de curând, au fost colegii mei la București la o întâlnire cu o echipă de experți internaționali și când au aflat câte ceva despre noi, i-au căutat să-i întrebe cum e la școala voastră? Abia așteptăm să venim să o vedem. Fratele Daniel poate să spună că a terminat Institutul Teologic Emanuel, nu Universitatea, că s-a schimbat între timp numele. Avem 5 secții. Teologie baptistă, licență și masterat. Avem litere, licență, de-abia am început-o, română-engleză, muzică, licență și masterat, avem asistență socială, licență și masterat și management, licență și masterat. Dragilor, copiii care sunt acolo sunt căutați începând din anul 2 de facultate. Nu pentru că e facultatea unde sunt eu, dragilor. Dar se promovează unii pe alții. Când spune, zice, nu știi cumva un coleg de-al tău că am avea nevoie de unul ca tine. Pentru că în acest context vreau să vă aduc în față ce înseamnă chipul lui Dumnezeu. Călcați pe urmele mele, spune Pavel, că eu calc pe urmele lui. Faceți, dragilor, cărări drepte și nu strâmbați cărările lui Dumnezeu, încercând să umblați pe cărări ocolitoare pentru a ajunge la sfârșitul alergării, pentru că pe cărările acelea drepte, deși abrupte, că pe munte nu poți merge drept fără să suferi rigorile acestui urcuș, practic Dumnezeu este alături de cei ce aleg un astfel de drum. Și am întrebat la un moment dat într-o biserică, fraților, v-ați dat copiii la o astfel de școală? Răspunsul este îndoielnic. Frate, dar noi vrem școli de alea de elită. Dragilor, mai este vreo îndoială? Elita? Suntem? Noi. E adevărat? Amin? Amin? Vă simțiți parte din această elită? Dacă nu, îi bai, dragilor! Îi bai că dacă Domnul ne-a făcut elită și noi zice, Doamne, nu suntem vrednici de asta, păi hai să ne facem vrednici! În totul, totului, tot! Mai rămâne ceva? Ai mire, Doamne! Am să vă prezint ce se întâmplă cu cei patru un pic mai târziu. Primul test trecut. Foarte, foarte, foarte bine. Excelență, magna cum laude, cum vreți. Îmbrăcați a la Babilon, tunși a la Babilon, vorbind a la Babilon, purtându-te la Babilon, acești tineri se integrează în societatea respectivă și să vedem ce li se întâmplă. Rămân credincioși sau o iau la asta? Ce te aștept la niște copii fără minte? Au avut și eu un moment de, așa, de bărbăție în ei și și-au spus și cu asta s-o stins. Da? În capitolul 3, 3 dintre cei 4 sunt supuși unui test extraordinar. Are Nebucadnețar asta o poftă extraordinară pentru megalomanie. Face un tip uriaș și pasează în Valea Dura, face o mega orchestră din toate instrumentele, din toate popoarele, pe toate limbile, și o pune să cânte. Și problema nu era că stăm la un spectacol. Trebuie să facem și un act de închinare. Na, aici problema, dragilor. Că acolo sunt și niște dăia prinși de război din Iuda, care stau în picioare și pâră și din repede. Împărate, avem o problemă. Ce problemă avem, dragilor? Pentru că totul e pus la rând, făcut așa, meticulos. Câțiva dintre ăia care i-ai adus și îți plac ție mult că lucră bine, nu lăsă în picioare. Și aduc repede la el. Deci, vezi, în natins ați făcut voi treaba asta sau nu ați priceput? Că proști, iertați-mă, nu vă știu să fiți. Răuvoitor s-ar putea. Și acum se lămuri problema. Repetăm spectacolul pentru voi. Oh! Vă imaginați dumneavoastră ce importanță
dădea împăratul acestui mic defect, așa, care s-a produs în sistem. Extraordinar! Totul trebuie să fie perfect. Ce împărate, ce și la sâne cu trâmbiței, fața la pământ. Împărate, nu avem ce discuta despre asta. A! Era să stau. Ce e foarte important. Hai să vă citesc. Și care este Dumnezeul acela care va scoate de mâna mea? No, asta nu mai suportat pe Dumnezeu și nici tinerea aceea nu a suportat ca să fie adus o atingere onoarei lui Dumnezeu. Și împărate, asta nu face. Pentru că, și ascultați cu atenție, apropo de remarcă, noi nu avem nevoie să răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta împărată. Și cu aici se gata. Aha, mai este ceva încă. Acolo. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipul lui de aur pe care l-ai înălțat. No, fraților, am stat și am citit. Am mai citit și am mai citit. Zic, Doamne, spune, e mică credința lor sau e foarte mare? E total. Da. Știm că o poate face, știm că o va face și dacă el nu o va face, e problema lui, nu a noastră. Pentru că el e suveran? Absolut. Nu există nicio urmă de zminteală și nicio urmă de îndoială că el va face ceea ce crede el că trebuie făcut. Dragilor, e puțin lucru. Să te ghizui cu un astfel de Dumnezeu. Și care e Dumnezeu ăla de vă va scoate din mâna mea? Nu uită-l care e! Ăla în care se crede și a drac, meșat și a pednego. Mă vine mai ușor să spun așa, deși după mine era bine dacă îi spuneam celelalte, Hanania, Mișael și Azaria. Da? Pentru că aici nu vorbește și a drac, meșat și a pednego, ci vorbesc cei trei fii de iudei cu nume, da, de părinților. Aveau conotația Dumnezeului celor viu, pe când numele lor căpătate aveau conotația zeilor din Babilon. Dragilor, e cutremurător! Cutremurător! Și chiar de nou va face. Și acum urmăriți dumneavoastră ce se întâmplă. În focuie! De 7 ori încălziți cuptorul, cei ce îi manipulează, se arunce, iau foc și ard, și împăratul se uită și mă, vedeți ce văd eu sau numai eu am halucinații? N-am aruncat noi 3 în cuptor și eu un număr 4 și unul dintre ei are chip de Dumnezeu. Și să plimbă nestingheriți. Ia ieșiți voi afară. Și câți ies din cuptor? 3. Pentru că îngerul Domnului era pus să-i păzească. Să fie scut și apărare pentru cei ce stau de partea Domnului. No? Asta e fain. Asta e nemaipomenit. Și acum să vedem ce zice împăratul, care la început avea o față mânioasă, mânia și plin de urgie. Acum, zice el, a luat cuvântul la binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, bănesc cum și-o strâng dinții, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi, care s-au încrezut în el, fiți atenți, au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească, să se închine altul Dumnezeu decât Dumnezeul lor. No, asta e, într-adevăr, rotund și fără nicio zminteală. Totul e perfect. Au călcat porunca împăratului, s-au încrezut Dumnezeul lor, au călcat porunca împăratului și și-au dat și viața în mâna Dumnezeului lor, considerând că mai mare, mai bună jertfă nu puteau să facă. Și-au scăpat. Pentru că Dumnezeul în care s-au crezut era un Dumnezeu puternic care a făcut minuni și mai face și va mai face. Și urmăriți cu atenție. Pentru că la celălalt împărat, când îl vom vedea pe Daniel în groapa cu lei, atitudinea împăratului e alta. Și porunca pe care o dau orice om din orice popor, neam sau limba ar fi și va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, v-a făcut bucăți. Nu spune care nu se va închina, dar care va vorbi de rău. O nuanță foarte importantă de captație o benevolenție, adică de câștigarea bunăvoinței acestui Dumnezeu, dar nu mă dau de partea lui întregime, îmi las o marjă de manevră ca să mă mișc lejer în parametrii lumii și a sistemului lumesc în care sunt puse. Întâlnim și astăzi.
Și o vom vedea imediat, nu dezvălui încă secretul. Capitolul 6. Cazul Daniel. La bătrânețe, după ce trece împărăția lui Nebucadnezar, Belșațar, și vine împărăția lui Darius, se întâmplă un lucru extraordinar. Împăratul are niște planuri mari cu oamenii în care se poate încrede și găsește el de cuviință să pună în frunte trei căpetenii, în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii acestea aveau să dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Și am afis foarte atenți. Daniel, dintre cei trei, întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt. Hai să vedem cam ce înseamnă acest duh înalt. Și împăratul se gândea să-l pună peste toate, peste toată împărăția. În versetul 4 spune, atunci căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l pârască în ceea ce privea treburile împărăției. Și îți vezi imediat în două aspecte. Treburile împărăției și problemele Dumnezeului, relației lui cu Dumnezeul lui. În ceea ce privește treburile împărăției, n-au putut să-l dovedească cu nimic rău, niciun lucru vrednic de mustrare. El era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. No, dragilor, dacă la cei pe care suntem chemați să-i alegem în 9, sau cât e? În 9 decembrie, ar fi un duh înalt, mai avea probleme țara asta, dragilor? Niciodată. Dacă la cei pe care i-ați ales local ar fi un duh înalt în ei, ați mai avea probleme, corupția, ar mai fi fost unii și alții într-un loc sau în altul. Nu, dragilor. Pentru că acei din popor care, în care este un duh înalt, înseamnă că sunt cuplați la lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în cel mai înalt grad și răspund fără nicio zminteală, fără nicio abatere de la voia lui Dumnezeu. Asta e. Așa e și la noi, dragilor. Urmăriți eșecurile din familiile noastre, urmăriți eșecurile din afacerile noastre, din toate celelalte, pentru că la un moment dat am dat mâna cu până trecem puntea. Doamne, ajută-ne și păzește-ne. Nu vrem să sunt o mulțime de exemple. Doamne, stai un pic deoparte că tocmai am de făcut o afacere și nu vreau să te în afacerea asta pentru că e o afacere necurată. Și precis că nu o să o binecuvântez. Și eu nu vreau să o scap. E așa o oportunitate, Doamne, că nu mă întâlnesc cu ea cât e lumea și pământul. Mă întâlnesc cu un frate de-al nostru, fost primar în vigor. Și frate, dă-mi un sfat. Vine la mine cineva să-mi propună o afacere. Zic, ce spune el? Nu vă dezvălui că n-are rost să afle și alții. Așa. Zic, mă, păzește-te că ăsta e lucrul dracului în casa popii. Așa zic eu. Totdeauna la lucrurile astea îi spun, pă înțeles. Nu e de pentru tine și nu-i binecuvântat de frate, dar așa repede să fac banii ăștia. Păi, știu că îi faci bine. Dar du-te și mulțumește Domnul pentru fiecare bani pe care îl faci zi. Și pe care îl binecuvântează Dumnezeu. Că dacă alte binecuvântări n-ai, restul sunt afaceri. Plătești, primești sau dai seamă. Binecuvântările vin numai de la Dumnezeu, Creatorul Cerului și al Pământului. Amin? Ajută, Doamne, să înțelegem. No, și acum, zic ei, băi, nu găsim nimic rău. În el sunt așa de bine puse la lucrurile la punct, încât nu poate fi acuzat de niciun lucru rău în ce privește treburile împărăției. Hai să căutăm altceva. Să vedem dacă nu găsim o pricină să-l pârâm în ceea ce privește Dumnezeul lui. Dragilor, e o treabă foarte curioasă. Fiecare dintre noi suntem vânați în treaba asta. Să vedem cum se poartă lucrurile. Pe mine mă întrebau, fiind în administrația publică locală, sunt consilier în Cluj, ce mă, tu de ce nu bei cu bebe? Pentru că nu vreau. Cum adică? Nu te-o interesează? Nu! Nu vreau eu. Și dar de ce, mă? Pentru că ăia la care spun să nu bea, asta e primul lucru, zic, atât așteaptă. Exemplul rău, acelui ce îl învață lucruri bune. Am înțeles? Și pe urmă nu găsesc că-i bun. Aveam o întâlnire la un moment dat, povesteam în zile trecute, când era Ionescu președinte, eram consilierul unui parlamentar și ne-am dus la o întâlnire de asta. Eu cu apă minerală și el cu suc de roșii, ne-am izolat, restul toți erau cu băutură.
Zic, domnul președinte, m-am prezentat, spun cinesc, zic, am auzit că plecați în Statele Unite ale Americii. Da, domnul consilier, zic, vă doresc să plecați cu gândurile dumneavoastră și veniți de acolo cu gândurile lui Dumnezeu. Nu că nu le-ați găsit și aici, dar poate că de acolo le luați mai bine. Și domnul consilier, nimeni nu mă mai spus treaba asta. Vă spun și când ne întâlnim, vă întreb. Am avut ocazia să-l întreb ulterior la câțiva ani, nu mai era președinte. Zic, cred că dacă Dumnezeu a hotărât să fiți în planul de mântuire, deja vă codiți și vă ascundeți după unele și altele, că nu scăpați. Va trebui să dați seamă, aici e mai important să dați seamă, decât după la judecata veșnică. Și domnul consilier, sunteți provocator. De-aia v-am spus. Nu, știți că avea o doză de foarte mult respect, era bine educat în privința asta. Dragilor, ce fac acești pârâși al lui Daniel? Se duc la împărat. Împăratul zice, 30 de zile dă o poruncă de aia care nu poate schimba nimeni, nici tu. Atenție! Că propria lui capcană. Ca nimeni să nu se închine niciunui Dumnezeu, niciunui om în afară de tine. Dacă chiar vrei să facă o închinare, o plecăciune ți-o pot face ție. În rest nimic. Împăratul nu s-a prins. Deși era un împărat de bun simț, dar nu era bine așezat, cum s-ar spune, din punct de vedere al relației cu normalitatea. Și gata, duceți aici, cuc, ștampilă, no, acum Daniel află și ce face? Merge în casă, trage jaluzelele, închide geamurile, închide ușa, încuie ușa, ca să n-au... Asta face. Nu. Cum, fraților? Dar nu așa trebuie făcut când ești urmărit? Nu. Așa zice omul că trebuie făcut. Mă ascund până trece... 30 de zile. Ce seara? Doamne, iartă-mă că trebuie să fac mișcarea asta, dar vezi tu că sunt urmărit ca hoții de cai și n-am nicio șansă de scăpare, că așa mă prind. Nu. Se duce și face exact ce făcea înainte. Deci n-ai nicio zmintală, nicio abatere în ceea ce privește treburile împărăției, n-ai nicio treabă în ceea ce privește relația cu Dumnezeu tău. Acum spuneți-mi dumneavoastră, de unde îi vine prima calitate? Din a doua. Că cine e credincios Dumnezeului nu poate fi necredincios în lucrurile mărunte. Citeam undeva o chestie foarte interesantă, că poporul Israel s-au dat sabatele mici, sabatul de la 7 zile. Și i s-a dat și un sabat la 50 de ani, acel jubileu, care robii sunt eliberați, proprietățile revin la vechi. Niciodată nu s-au bucurat de jubileu. Știți de ce? Că n-au fost credincioși în sabatele mărunte. Da, dragi, că cine nu-i credincios în lucrurile mici, cum să-l pui pe isprăvnicie pe lucrurile mai dragi? Păi te înșală la prelucoți. Deci asta este lucrarea pe care Daniel a făcut-o mărturisindu-l pe Dumnezeul cel veșnic, Dumnezeu cel viu în vecii vecilor. Nu s-a gătat. Toată noaptea înainte, dacă trebuie să-l arunce în groapa cu lei, pentru că a fost confruntat cu propria lui hotărâre, Darius s-a frământat cum să-l scape. Și n-a avut încotro, dă-i drumul. Și urmăriți ce spune. Dumnezeul tău, căruia necurmat îi slujești, să te scape. Ce l-a întâmplat să vedem care e Dumnezeul care te va scăpa din mâna mea? Observați diferența? Ăsta măcar are bun simț și spune, n-am ce face. Prins la mijloc, Dumnezeul tău, căruia îi te închid necurmat, necurmat, adică fără nicio întrerupere, să te scape. L-aruncă în groapa cu lei, are o noapte foarte confortabilă, perne de tip, cum sunt astea? Dormeu, așa, astea sunt. Nu găsești așa ceva. Și se trezește dimineața, Daniele, ce faci? Vrei să trăiești împărate? Bine, mulțumesc! Tot e ok, nu te-o mânca lei, păi dacă vorbesc cu tine, sigur că nu m-au mâncat. No, zice, afară cu el și trimite-i pe el la ospățul regal al leilor, care abia așteptau să mănânce, pentru că răbdaseră foame și înainte, și mai ales pofta lor în timpul nopții a fost doar estompată. Dragilor, contextul în care ne aflăm este unul al crizei de identitate. A fost cazul la cei patru de o criză de identitate? Nu. Nu și-au pierdut identitatea în Dumnezeul lor. Așa cum noi nu trebuie să ne pierdem identitatea în
Asta este important, să ne definim. Și acum, revenind la termenul valuta forte a împărăției lui Dumnezeu. Care era valuta forte a împărăției lui Dumnezeu? Sufletele tinerilor care au ales să-L provoace pe Dumnezeu cu cele 10 zile și care au ales să rămână în ciuda focului, cuptorul aprins și în ciuda propriei ulei, să rămână credincioși Dumnezeului lor. Și acum, Daniel 11:32. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, nu vor afla despre El, vor cunoaște într-o relație directă personală, vor rămâne tari și vor face mari disprevi. Dragilor, revenind la contextul școlii, la contextul lucrărilor lui Dumnezeu, aceia din popor care îl vor cunoaște în toată splendoarea Lui, pe Dumnezeul cel viu. Cel viu în vecii vecilor. Vezi Apocalipsa 1. Hristos prezentat acolo dintr-o perspectivă a veșniciei, perspectivă a noului Ierusalim. Cel viu în vecii vecilor, stăpân peste moarte și peste locuința morților. Aceia vor rămâne tari în ciuda oricăror încercări și chiar dacă nu ne va scoate, tot tari rămân. Pentru că asta înseamnă tăria. Nu să fii într-un trup care trece, scapă de una și îl calcă mașina mâine. Sau alte lucruri de acestea. Nu. Rămân tari și vor face mari sprăvi. Și versetul 3 din 12, din capitolul 12, spune un lucru extraordinar. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stele în viață și în veci de veci. Cei ce vor proiecta, vor face cărări drepte, da? Vor umbla pe calea cea îngustă, vor intra pe poarta care duce la cer. Un exemplu foarte simplu și comparativ și alt dată eventual, o comparație foarte frumoasă, foarte interesantă, dramatică între două femei. Femeia din Eden, care merge pe toboganul jos, și femeia din Sihar, care urcă pe scara cerului. De cine depinde? Cine a făcut diferența? Cu cine ai stat de vorbă? Cea din Eden a stat de vorbă cu amăgitorul și cealaltă a stat cu însuși Fiul lui Dumnezeu. Dragilor, alege astăzi pe cine asculți, că de auzit auzi pe toată lumea. S-a spus pe cine vezi, că de privit privești peste tot. Și astăzi să fie alegerea prin care sufletele noastre să fie încercate, testate și găsite vrednice să-L urmeze și să-L mărturisească pe Hristos. Amin. Amin.